Da, deci salutare dragi minioni, eu sunt MioPlay și eu am resit cu o nouă încercare de serie. De fapt nu știu dacă o să fie o serie, vreau să văd cât activitate va fi și cât de mult va place acest episod. Deci nu știu sigur dacă va fi o serie, vă anunț de acum. Da, trebuie să mai diversific și un pic canalul, dar o să fie rast în continuare, nu vă faceți griji, oameni buni. Dar vreau să văd și asta cu Rainbow Six Siege, cum prinde și chestii de genul, dacă vă place, dacă nu vă place. Da, acum așteptăm niște oponenți. Dacă vă place, vă zic, apăsați butonul like, dar ce așa îmi voi da seama dacă se merită sau nu să continui seria sau să fac o serie de genul. Ok. Ce face că nu înțeleg? Zice că caută oponenți și acum n-am înțeles nimic. În fine, așteptăm deocamdată. Oh, oameni buni, vreau să vă anunț de acum că vă mulțumesc din nou și din nou. N-am cuvinte să vă spun cât de uimit sunt, având în vedere că acum este 10:30 seara, 4 ore și jumătate am postat episodul de ieri, adică wipe-ul, s-a dat wipe. Au trecut 4 ore jumate, oameni buni, și sunt 41 de like-uri și aproape 200 de vizualizări, mamă, deci... Având în vedere că eu am fost inactiv, eu m-am dus pe alte jocuri și chestii de genul, să ajungem la 200. La 200 de vizualizări, hai, nu 200 de vizualizări, asta nu-i... Asta mai prindeam înainte, dar 40 de like-uri după inactivitate, oameni buni. Asta este ceva și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Și hai să vedem și acum seria asta, dacă o să prindă, chiar sunt curios, chiar vreau să văd. Dacă o să meargă. Așa. Am mulți ani tuturor persoanelor a căror zi este astăzi. Nu știu, nu cunosc nicio persoană născută pe data de 19 octombrie. Deci la mulți ani persoanelor pe care le cunoașteți voi. Nu eu. Da. Noi suntem echipa portocalie și nu știu ce așteptăm. Dar așteptăm de ceva vreme. Wow. Apropo, oameni buni, vineri o să fac un live stream, fiți acolo, jucăm rast cu abonații, jucăm rast în general. În episodul de ieri v-am răspuns la câteva întrebări, gen dacă puteți să jucați sau nu cu mine. Nu știu dacă are sens să spun toate astea pe episodul de Rainbow Six Siege, dar sper să vă uitați ca să fiți informați. Că na, nu o să spun toate chestiile doar pe rast, relatate de rast și chestii de genul. Totuși, sunt mai multe serii, mai multe jocuri asta și spun ce-mi vine pe episodul gen ăsta. Acum vă spun chestii despre rast. În episodul de ieri și chestii de gen, vă fac rezumate, vă explic pe scurt și la subiect. Da. Acum este să nu vorbesc mult prea repede și să nu înțelegeți, am tendința asta să vorbesc foarte repede și degeaba. Nu chiar degeaba. Ok. Trebuie să găsesc obiectivul, aparent sunt cu roboțelul. Mamă, n-a pățit nimic drona când am aruncat-o de la... Ce-ai făcut drona? Ușor. Ok, drona... Obiectivul, ok. Dați acolo un dinamic. Ăla era un dinamic. Ok, tipii au o persoană minus, să mi se pare mie, ok. Drăguț. Deci, suntem noi, ăștia. Aparent avem și push chat în joc, dar nu pot folosi. Deoarece, na. Eu și voi și chatul din jocuri nu ne priește. Nu suntem mai prieteni buni. Ok, sigur cineva pe aici. Nu știu unde, sigur, dar e cineva pe aici. Nu știu de ce merge așa, s-a cadat mouse-ul. n-are sens, că era un aliat al meu acolo. De ce merge așa sacadat, șefule? Că aici merge să-l pun. Era un timp mai devreme pe aici. Dar nu știu unde e acum. În camera asta. Ok, era în camera asta. Credeai că ne prinzi tu. A, nu pot să distrug asta așa. A, pune cu bomba. Un explozibil. The biohazard container. Opa. Oh, am câștigat. Hai că am câștigat runda asta. Wow, nu mă așteptam la asta. Tipul era în spatele meu de aici, vă dați seama. Uitați-l pe al meu. Wow. L-a luat bine. Analizam cum a făcut-o. Nu am altă clasă. Am altă clasă? Cum iau? N-am cum. Sau cum? Nu am cum. N-am cum. Trebuie să mă duc pe aceeași clasă. Confirm. Acum aliații trebuie să ne confirme. E 2-0 pentru noi. Runda 3. Ei conducem. Tipii și-au schimbat clasele, eu am rămas cu recrutul săracul. Oh, Doamne, chiar îmi pare rău că eu nu am gen clase bune, că gândiți-vă că am luat asta, am luat jocul acum o săptămână la primul de ziua mea și asta și o așa aici. O, zona. Să încep cu baricada. Ok, trebuie să încep de aici cu baricada. Baricada după ce prins, pe scurt băiete. Ca și mai bine. Ne punem toți într-o cameră și stăm acolo fericiți și... nu înțelegem eu ce asta. Acum am înțeles. 5 seconds and counting. Este să nu intre prin spate. Op 4 has failed to find the biohazard container. Jammer ready. Nu mai am ce să baricadăm. Stai. Reții ăștia pot să-i baricadez? Da, hai că pot. Ok. Îl pun pe ăsta mai puternic. Eu o să stau fix aici. Și gen dacă explodeză zona aia, mi-ar fi foarte ușor. 5v2. Mamă, mi-e milă de tine. Chiar nu este milă. Punem asta așa. Și acum pot să mă ascund. Pac. Pac. E bine faza. Ok, nu-i bine. Bine, cineva de acolo sau doar așa? Opa, ne-a omorât unul. Opa, 3-2. Mamă, ne-a luat să le mulți. A câștigat, mamă, tipul i-a luat amândoi. Bă, a jucat bine tipul, sau tipa. A dat cu C4 și l-a făcut pur și simplu. Mamă, a jucat bine. Again! Fuck you! Again! Tipul-i nervos. Again! Aoleu. MVP. Tipa a făcut MVP-ul, a jucat cel mai bine tipa. Eu am fost ultimul cu un singur kill. Cum stai cum am fost ultimul? Stai, n-are sens. No, level 3. Stați, că vreau să văd dacă pot să-mi cumpăr return this match. Hai să ne întoarcem pe main menu. Nu vreau să fac prea lung episodul, totuși e ceva. Am în vedere că este aproape 11 seara la mine. Și na, operatori, ok. Hai că am puncte. Am destule multe puncte. Log new operator. FBI, Bow, nu știu. Hai de aici, Duck sau Frost. Shotgun, opa, n-am renew. N-am suficiente puncte. Ses. Asta aș, nu pot. Asta aș putea mute. Hai că e 500 de acolo. E ieftin tipul. Așa cum ne arată gen cum este. O, ce tare. Poate nu o să mă aud, dar hai să ne uităm. Nu o să mă auzi cel mai probabil. Eu tac, deocamdată sunt chiar curios dacă e ceva, să e doar așa. Aha, ce tare! Și gen, așa e la tot sau e la anumite... Asta, că vreau să mai iau unul. Că mai am puncte, sigur. Sigur mai am niște puncte. Nu, operatori. Operatori, unlock new operator. Bob. Capito, mamă, ce nume. Oh, Caveira, mamă. Spețan, hai să mă duc pe FBI. Gen, ăștia chiar sunt reali. A, toți costă, deocamdată toți costă 500. Gen că e primul pe care îi cumpăr din FBI. Oh, uite încă un cațin. Ho, asta e drăguță faza. Nu, n-am știut niciodată că așa se duc fără aerodinamice. Așa funcționează astea? Ok, n-am știut asta. Asta e interesant, cum funcționează gen la grenade launcher. Nu e chiar grenade launcher, e... se numește altcumva, nu știu cum. În fine, sper că v-a plăcut un prim episod din această serie. Vreau să văd dacă vă place, dacă nu vă place, nu mai continuăm. Vreau să văd câte like-uri strângem, câte vizualizări și toate cele. Fie, salutare dragi mei minioni, eu sunt MinionPlays, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, pentru toată susținerea din ultima vreme la videoclipuri. Vă pup și pe curând. Bye!